toți care v-ați întâlnit cu Dumnezeu trebuie să miroșiți frumos. Păi nu miroase fain când te ajută la spăla vase ca și bărbat, în loc să stai pe Netflix. Nu miroase frumos. Nu miroase fain când vezi că merge la maică sa care are 84 de ani și în loc să-i spună mami, am găsit azil, merge cu 3-4 plase de banane, clementine, are și un plic acolo înăuntru și spune mulțumesc. Că pe vremea când nu era nici Pampers, m-ai schimbat și ai spălat după mine. Miroase fain, nu? Nu miroase frumos când ține un copil în brațe, în loc să țină o pisică sau un câine. Nu miroase frumos când vede o bătrânică că duce cu greu de la piață o plasă, zice, dar vă ajut eu, Doamnă. Dar cum să nu miroase frumos? Nu miroase fain când zice, mă, lucrez în Germania, am câștigat 10.000 de euro anul ăsta, 1.000 pentru Domnul. Dar ce frumos miroase. Voi sunteți o mireasmă lui Hristos. Dar numai după ce te-ai întâlnit cu Hristos. Am ales să fim în seara aceasta aici și alegem tot împreună să deschidem Biblia. La Luca capitolul 2, citesc primele 7 versete, pagina din Biblie 987. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi, spunem, slăvit să fie Domnul. Cred că puțin sunteți aici cei care ați fost în viață în 20 iulie 1969, însă a fost un moment istoric pentru omenire, când astronautul Neil Armstrong a pășit pe lună și a spus acea frază care a rămas în istorie și a fost ascultată în direct de 600 de milioane de oameni, un pas mic pentru om, un salt mare pentru omenire. Aselenizarea a fost considerată și este considerată unul dintre cele mai mărețe evenimente ale istoriei. Însă astăzi vreau să vă spun că cel mai mare eveniment nu a fost atunci când omul a pășit pe lună, ci atunci când Iisus a pășit pe pământ. Ne-a căutat, ne-a vizitat și a venit să schimbe veșnicia noastră. Îmi spunea cineva recent, important e să fim mai buni cu toți. Și chiar sunt mesaje pe internet să fim mai buni de Crăciun. Dar eu întreb, după Crăciun, putem fi răi de nou? Iubiții mei, indiferent cât de buni aș fi și indiferent cât de bun aș fi, tot rămânem la finalul vieții cu păcate neiertate. Dacă puteam ajunge în cer doar că suntem mai buni, nu mai venea Iisus să ne caute. Singurul care e bun e El. Și a venit să moară în locul nostru. Și crezând în jertfa Lui, viața noastră să fie schimbată și să ajungem acolo unde este El. O să vorbesc în seara asta, scurt, la subiect, concentrat, un mesaj de evangelizare. Și titlul acestui mesaj este Cum l-am primit pe Iisus și ce ne-a adus Iisus. În primul rând, l-am primit pe Iisus cu o ușă închisă. Cu o ușă închisă. Spune Biblia în cuvântul pe care l-am citit, în casa de poposire nu era loc pentru ei. Știți, cred că Maria, din momentul când a rămas însărcinată, s-a gândit la lucrul ăsta.
La orice ușă o să bat, o să mi se deschide, că eu port în mine pe Iisus. La orice restaurant o să vreau să mănânc, o să-mi plătească cineva mâncare. Că eu îl port în mine pe Iisus. La orice hotel o să am acces. O să meargă totul bine, că îl port pe Iisus. Mă gândeam aici pe bancă, din seara asta, dacă îl veți purta pe Iisus, nu fizic cum l-o purta Maria, ci spiritual în inimă, o să treceți în viață cam pe unde au trecut și Iosif și Maria și ucenicii și apostolii. 150 de kilometri de drum a făcut Maria cu Iosif. Imaginați-vă o femeie însărcinată după 150 de kilometri, câtă nevoie de odihnă are. Câtă nevoie de o saltea are, câtă nevoie are de un calorifer cald, de un foc, de o mâncare proaspătă. Și când o bătut la ușă, o deschis hangiu, s-a uitat un pic și o trântit ușa în nas. Dacă era un patron cu bani, cred că mai găsea loc. Azi am plâns la birou, că am descoperit ceva în Biblie, unii știți de mult, da? Eu le descoper mai târziu. Că așa de săraci au fost părinții lui Iisus, că nu au avut bani să ducă un miel ca și jertfă de curățire. Și-au dus două turturele. Nu mi-aș trimite copilul niciunde în lumea asta. Eu vă spun ce gândesc eu. Mă, și să nu-i dea un ban de buzunar. O să vedeți în timpul vieții voastre că o să treceți până astfel de momente. Respingerea pe care o suferit-o Maria și Iosif, o să o suferiți și voi. Dar ce vreau să subliniez astăzi este că respingerea aceasta, de fapt, e răspunsul planetei la vizita lui Iisus. Doamne, n-avem trebuință de Tine. N-avem nevoie de Tine. Ăștia joacă aici poker pe bani, ăia se tatuiază dincolo, dincolo își bag heroină în venă. Și tu vrei să intri, Maria, aici să ne străgi tot ce am făcut? Păi ăla e pe pornografie, altul minte, altul tras sapă la altul, deși zice că e creștin din străbuni. Și acum vrei să vină Iisus aici, să ne strige nouă tot ce am făcut. Iubiții mei, e umilitor, nu? Să nu-ți deschide cineva ușa. Parcă ai vrea să te întorci să zici, nu mai vin în veci, dacă așa m-ați primit. A doua fata noastră, Elisa, acum vreo 2 ani sau 3 ani, s-a gândit să dea cadouri la o familie de pe stradă, de pe strada noastră, de vecinii noștri. De dimineață au făcut cadou, s-au pregătit, au mers la oglindă, s-au stăt schimbat pe rochii, care să fie mai frumos. S-au aranjat. Și după vreo câteva ore de pregătire au mers cu cadou, bucuroasă. Eu n-am fost prea atent pe la fază, numai când au venit înapoi am văzut cât era plânsă. Mă zic, dar ce ai pățit? Păi zice, tati, zice, ușa închisă. Păi și zic, pentru asta plânge? Păi se poate întâmpla la oricine. Merg cu un cadou, merg cu o plasă, ușa e închisă. Tati zice, dacă era numai atât, nu plângeam. Erau în cameră și m-au văzut că urlu și strig. Și nu o vedea să deschidă. Și mă doare. Mă doare. Știți, mă uitam la ea, nu știam cum să o mângă, ce să-i spun. Dar am zis, dacă o fată de 10 ani simte asta, oare ce o simți Mântuitorul când i-am spus că nu mai este loc la noi? Nu cumva în seara asta și ușa inimii tale e la fel ca a hangiului? Cu cheie din aia originală, să nu cumva să pune nimeni mâna pe ea? Știi ce vreau să spun? O zis Domnul Iisus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, ar putea forța ușa, să știți. Dacă ar vrea să ne pocăiască pe tăți, ne-ar pocăi în 2 minute. Dar dragostea cu forță se numește viol. Și aia nu-i căsătorie. De aceea să nu credeți că Dumnezeu să ducă în iad oameni pe care o tras de păr sau de haine, în rai, să fie cu ei. Nu, păi dacă n-ai vrut. Până la urmă, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Oamenii aleg să respingă. Știți ce înseamnă iad? Lipsa
binecuvântările lui Dumnezeu. Tot ce ai în viața asta, inimă, stomac, aer, căldură, putere de muncă, toate lucrurile bune, spune apostolul, vin de unde? De la El. Nu știu cât foc e în iad și nu mă interesează. Nu știu ce întreține focul din iad. Ce pot să vă spun că nu există loc mai groasnic în universul ăsta decât acolo unde nu-i prezent nici Dumnezeu, nici binecuvântările Lui. Știți de ce au un iad în casă în România? Că l-au ținut pe Iisus afară. Și îl țin pe Iisus afară. Doi, cum l-am primit pe Iisus? L-am primit cu miros de grajd. Așa spune aici Biblia. L-a culcat într-o iasă. Câtă umilință, nu? Să naște într-un graj. Nu știu ce moaș o fi avut. Nu știu ce pansament o fi avut. Acum, nu știu dacă știți cum miroase grajdul aici la Cluj. Cei care veniți de la țară mai știți. Eram copil și am avut grajd acasă și într-un mod special când tatăl meu a trecut într-o operație, o trebuie câteva săptămâni cu fratele meu al doilea să mă scol la 5 dimineața să mergem să mulgem vaca. Să mergem să strângem de acolo și nu vă spun ce era acolo. Hai să vă spun un gând care l-am din copilărie. Așa de urât mirosea grajdul, încât atunci când mereai la școală, puteai să pui o sticlă de parfum pe tine. Nu reușeai să birui mirosul ăla de balegă, de gunoi. Și acum auziți un gând spiritual care e valabil în seara asta. Când ești, când miroși a grajd, soluția nu să te parfumezi, ci să te schimbi. Și să te speli. Că foarte mulți oameni i-am întâlnit mint, dar să dau cu Chanel. Ați înțeles? Înșală, vorbesc vulgar, dar, zice, m-am cumpărat 1 million. Mi-am luat, zice. Iubiții mei, spune David în Psalmul 51:1, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Auziți versetul 2. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Să fiți foarte atenți, când David a scris psalmul ăsta, nu era la oi, era la palat. Să nu uitați. Și vorbim totuși de un împărat care avea gresie, faianță, travertin, zeci de robi, roabe, mânca bufet suedez în fiecare zi. Avea tot ce-ți putea dori un om. Și totuși el spune, Doamne, am nevoie să mă curățești. Miros a hoit, miros a gunoi, miros urât, dar Tu ești cel care mă poate spăla. N-ai vrea să te spele Dumnezeu în seara asta. Să știți că Dumnezeu nu spală pe nimeni cu forță. Bă, te-am prins la col și acum pun furtunul pe tine. Nu. Dumnezeu te spală dacă recunoști starea în care ești. Niciun doctor din Cluj nu poate vindeca un pacient care spune, soacra e bolnavă, nu eu. Nevastă, zice, ai cu probleme. Colegul. Nu, păi dacă mă duc la doctor, mă duc pentru mine. Dacă era soacra sau mama, merea ea. Ca să fii vindecat, să fii sub tratament, trebuie să recunoști, în primul rând, că ești bolnav. Ai păcat în viață? Înseamnă că ai nevoie de curățire. Înseamnă că încă l-ai așteptat pe Iisus cu miros de graj. Pune-mi, te rog, Marcu 7:20, să vedeți care sunt lucrurile care îți murdăresc viața. Iisus a mai zis, ce iese din om, aceea murdărește, spunea o altă traducere pe om. Dar ce ne poate murdări? Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile. Ce înseamnă preacurvie? Ești căsătorit și trăiești cu altcineva pe ascuns, în afară de partenerul tău. Curviile, ești necăsătorit și trăiești în concubinaj. Uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, mândria, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies dinăuntru și murdăresc pe om. Iubiții mei, aș mai putea încă în cel puțin 3 locuri din Scriptură să citesc, dar o să puteți citi acasă. Romani 1, Galateni 5, Apocalipsa 21:8. Să vedeți care e gunoiul zilelor noastre care murdărește pe om. Dacă astăzi te uiți la hangiu și zici, mă, dar ce nemernic a fost omul ăsta, să știi că și noi suntem la fel.
Dacă astăzi te gândești, mă, dar într-un graj s-a născut Iisus, poate că și inima ta e tot la fel astăzi. Singurul care poate o transforma din graj în palat e Iisus. Numai ca să transformi un graj din palat nu e suficient să-l te încuiești, trebuie să-l cureți mai întâi. 3. Cum l-am mai primit pe Iisus? L-am primit pe Iisus cu săbile ascuțite. Matei 2:16. S-a uitat Irod la magi, a zis, spuneți-mi unde îi, unde îl găsiți, că vreau să mă închin și eu. Au zis cum s-a închinat. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare. De obicei, în urma mâniei vine sabia. Și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui. O să spuneți, mă, dar ce crud a fost omul ăsta. Da, vă dau dreptate, a fost un om crud. Și-a ucis, și-a ucis soția și 2 frați de corp pe care i-o acuzat de trădare. Păi dacă și-a ucis nevasta și 2 frați, nici nu s-a uitat la pruncii ăștia. O rămas în istorie ca un om crud. Un om după care nu a plâns nimeni la mormântare. Un tiran. Dar știți ce vreau să vă spun? Că și în 2023... la Crăciunul ăsta, tot cu săbile ascuțite, îl așteptăm pe Dumnezeu. Și astăzi se ucide. Știți că în Uniunea Europeană, în 2020, 6,6 milioane de copii au fost omorâți prin avort? Și mamele alea crede că nu o sărbători Crăciunul, o sărbători. Și ele au cumpărat clementine? Și ele au făcut, nu știu ce, luminițe pe casă? Eu personal am stat de vorbă cu femeie care au făcut 12 avorturi. Dacă mă o să ziceți, mă, pastore, eu nu sunt chiar așa, eu n-am făcut avort. Hai să spun ceva. Dacă plânge maică ta din cauza ta, din cauza că ai trântit ușa, tu tot cu sabia îl aștepți ca și Irod. Dacă ai rănit o inimă, dacă ai vorbit urât, vulgar, dacă ai trântit o ușă, dacă ai lăsat în urmă o familie destrămată, dacă ai stricat o prietenie care nu trebuia stricată, să știți că și tu ești ca și Irod. Că Biblia spune în Ieremia 18:18, hai să-l ucidem cu vorba. Și ce mă gândeam? Că uneori un cuvânt doare mai tare decât o palmă, n-ați observat? O să zice cineva, bă, zice, mai bine dădea o palmă decât să-mi spune cuvintele așa. Doare tare un cuvânt. Iubiții mei, ne prinde Crăciunul pe tribunale, să știți. În urmă cu vreo 6 ani de zile am avut treabă la o doamnă avocată în Deva și era așa început de decembrie și am zis, doamnă avocat, mă gândesc că acum sunteți mai liberă, că românii sunt post. Ce să nu mâncăm, părinte? Să nu mai mâncați unii pe alții. O să cineva. Mă gândesc că sunteți mai liberă, acum n-aveți de lucru, vă dau eu un pic de lucru, că am de făcut niște acte pentru ceva asociație. Și au zis, domnule, zice, nu-s liberă deloc. Clienții mei au o vorbă. Crăciunul vine și pleacă. Eu trebuie să-mi recuperez casa. Trebuie să-mi recuperez pământul. Că nu ne satură de pământ, parcă nimeni. De pământ ne trebuie. Dar la final, 2 metri să avem fiecare. Și uitați-vă ce înghesuiți stau oamenii în cimitir și unul nu comentează. Au loc. Aici? Păi aici... Nu poate, zice, să aibă sărbători fericite, că au văzut că o vine cu BMW-ul vecinul din Italia, e tot cu Logano. Cum să... Dar nu-i cade bine cărtăboșul. Nu-i cade bine. Dar nu... E terminat, om. Poate că zâmbiți. Știu astfel de cazuri. Nu vorbesc din imaginații. Zice, nu pot să-l văd, zice. Nu pot să-l văd. Iubiții mei, în al patrulea rând, l-am primit pe Iisus, știți cu ce? Cu întuneric. Cu întuneric. Punem, te rog, Isaia 9:1. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Uitați-vă, cam asta a fost imaginea din Isaia 9. Cu 730 de ani înainte când a fost prorocia asta, o zis Isaia, întuneric peste tot, besnă. Iubiții mei, cea mai mare pană de curent a fost în nordul Indiei, 670 de milioane de oameni au rămas fără curent 13 ore. A fost greu.
Asta e fără curent. Fără soare, știți mai bine ca mine, poate la Polul Nord, 6 luni nu răsare soarele. 5.000 de oameni locuiesc în acele zone. Dar hai să mă gândesc, oare Isaia s-a referit la curent sau la soare? Nu s-a referit nici la curent, nici la soare. Că era soare și atunci. Curent nu era. Dar era, poate era o lumânare, un sfeșnic. Tot era ceva. Dar o zis Isaia, pe pământul ăsta domnește păcatul și păcatul întotdeauna creează întuneric. Uitați ce scrie Ioan 3:19. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau reale. Îmi spunea cineva recent, Domnul zice, Domnul Buhariu, eu m-aș pocăi, spun să-i m-aș pocăi, dar zice, așa de fain e când dansez, când mai bei câte o țuică, ce cum să mă pocăiesc? Zic, hai să te întreb ceva, eu am acasă 7 copii cu soția mea. Dacă eu aș dansa cu una cu 3 prunci și soția mea ar fi lângă mine cu 7, așa că i-aș crede ce mare bucurie. Păi nu, domnul pastor, acum nu, știți cum e, nu chiar așa. Păi, dar cum atunci? Păi tu când dansezi cu nevasta altuia, te gândești la cer? Păi nu vedeți că până toate lucrurile astea vin duhuri de curvie care dezbină familie. Iubiții mei, slujesc de 16 ani de zile, n-am experiența altora, dar n-am găsit un om în lumea asta care să-mi zică l-am refuzat pe Iisus, l-am blestemat, l-am înjurat, trăiesc în întuneric, în păcat și sunt fericit. N-am găsit unul. Vă pot da mii care să zică mi-am schimbat viața, m-a iertat, am o familie binecuvântată, am o siguranță că dacă mor la noapte, mă duc unde trebuie. Întunericul nu-ți dă siguranță, numai lumina îți dă siguranță. Întunericul, nici nu știi ce pas faci următorul, că nu, dar nu vezi nimic ca ce urmează. Nu știi dacă ești pe trotuar sau ești în șanță. Asta a fost tare atunci, asta e și acum. Hai să ne uităm în a doua parte a predicii, ce ne-a dus El. Noi l-am primit într-un mod dezastros, dar hai să vedem ce ne-a dus El. Noi l-am primit pe Iisus cu o ușă închisă. El ne-a dus o ușă deschisă larg spre mântuire. Biblia spune în Efeseni 2:18 ceva foarte frumos prin Apostolul Pavel, căci prin El, auziți bine, prin El și unii, nu prin Moș Crăciun, nu prin Moș Miculaș, nu prin nimeni altcineva, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Când a fost izgonit Adam și Eva din Eden, acolo a fost pus un înger să nu mai poată intra în Eden. Cu păcat nu poți să stai în Eden. Numai cu ascultare de Domn nu poți să faci. Ei bine, cu toți banii din lumea asta nu ne puteam recâștiga intrarea în Eden. Ca să intrăm din nou în Eden, în Edenul cel veșnic numit Rai, a venit El, Iisus Hristos. Și chiar dacă i-a întrâncit ușa în față, El o zis, mă, zice, eu nu renunț, eu continui, poate că vă cuceresc cu felul în care am venit. La biserica din Filadelfia îi spune Domnul Dumnezeu, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Iubiți prieteni, iubiți tineri, iubiți frați credincioși, români, avem o ușă deschisă. 20.000 de ruși au murit în ultimele 2 luni pentru 50 de kilometri pătrați de cucerit. Citeam astăzi undeva, 20.000 de ruși. Și noi mâncăm prăjituri, cântăm cântări, mergem la calorifer și punem termostatul pe 23 de grade și ni se pare normal. Dumnezeu pentru tine și pentru mine încă are ușa deschisă. Profită de ea. Vă aduc aminte cu multă presuire și respect de corabia lui Noe. Când Noe o termina corabia, undeva la 80 de ani o lucra pe ea, spune Biblia acolo ceva interesant. Dumnezeu a închis ușa corabiei. Vine o zi când Dumnezeu închide ușa și o poate închide în dreptul tău și o poate închide în dreptul meu. Și când Dumnezeu închide o ușă, nu mai poate deschide nimeni. Și când El o deschide, nu poate închide nimeni. Ce înseamnă mântuire? Mântuire, iubiții mei, înseamnă izbăvire de păcat și de consecințele acestuia. Spunea cineva,
Păcatele nu se iartă, numai păcătoșii se pot ierta. Păcatele cer un preț. De exemplu, cineva a furat, da? Omul ăla trebuie pedepsit. Acum, judecătorul are două variante. Dacă nu-l pedepsesc pe hoț, toată slujba mea e compromisă, că pentru asta am fost pus aici, nu să-i trag cu ochiul la hoț, ci să-l pedepsesc, da? Deci dacă nu-l pedepsesc, nu-i bine, că anulez dreptatea. Da? Dacă-l pedepsesc, merge la închisoare. Care e singura variantă în care eu să fiu și drept și bun? Să mă duc eu în locul lui la pușcărie. Asta a făcut Iisus. Slăvit să-i fie numele. În locul păcatelor tale și în locul păcatelor mele, o mărz el la cruce. Mântuirea asta înseamnă izbăvi de păcat și de consecințele acestuia. Spunea un doctor psihiatru, 70% din pacienții mei ar fi astăzi eliberați de orice remușcare, de orice regret și n-ar mai avea nevoie de medicamente niciodată dacă cineva le-ar putea lua sentimentul de vinovăție. Iubiții mei, fiecare dintre noi am fost creați în așa fel că atunci când facem o prostie, în noi se aprinde un beculeț și adunăm în noi vinovăție. Am stat de vorbă cu un păstor recent și păstorul îmi spunea de cineva care a participat la ruperea unei biserici. Un om care a făcut multe probleme în comunitatea în care a fost. Și a zis păstorul, Cristi, am urmărit viața acestui om. Să văd dacă poți să-ți bagi joc de Dumnezeu, de Evanghelie, să creezi probleme, să calci în picioare oameni, cadavre, numai să ajungi tu sus. Să văd Dumnezeu ce face. Și a zis, după câțiva ani, m-a chemat omul ăsta, era pe patul de moarte. Și a zis, pastore, spune-le la toți în viața asta că indiferent ce fac, timpul trece. Și astăzi ești tânăr, sănătos, mușchiulos, cu bani, cu mașină, te urci, dai cheie și pleci. Și crezi că tu ești buricul pământului. Vine o zi, când stai întins pe un pat, picură de la aparat câte ceva și te apropii de final. Și tot ce ai făcut îți vine în minte. Pastore, îmi pare rău. Iubiții mei, în această seară, nu un pastor e aici, ci Dumnezeu. Dacă spui că îți pare rău, vreau să spun că dacă ești decis astăzi să te lași de păcatele tale, îți poate da o nouă identitate și o nouă viață. 2. Noi l-am primit cu miros de graș. El ne-a dus miros de cer. Asta ne-a dus el. Și acum o să spuneți, dar ce? Ai impresia că știi cum miroase cerul? Măi, nu știu cum miroase cerul. De acolo unde nu-i întuneric și nu-i mizerie și nu-i păcat, cred că miroase fain. Miroase frumos, știți? 2 Corinteni 2:15 ne spune aici Biblia că și noi care ne-am întâlnit cu Domnul trebuie să mirosim frumos. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o miriasma lui Hristos. Păi dacă Hristos miroase urât, noi suntem deja aici. E clar că Pavel a înțeles că tot ce vine din cer, de la Dumnezeu, e un miros extraordinar. De fapt, Dumnezeu cerea prin jertfele de la început, din Biblie, aduceți-mi jertfe de bun miros. Și o zis Pavel aici, toți care v-ați întâlnit cu Dumnezeu trebuie să mirosiți frumos. Păi nu miroase fain când te ajută la spăla vase, ca și bărbat. În loc să stai pe Netflix. Nu miroase frumos. Nu miroase fain când vezi că merge la maică sa care are 84 de ani. Și în loc să-i spună, mami, am găsit azil, merge cu 3-4 plase de banane, clementine, are și un plic acolo înăuntru și spune, mulțumesc. Că pe vremea când nu era nici Pampers, m-ai schimbat. Și ai spălat după mine. Miroase fain, nu? Nu miroase frumos când ține un copil în brațe, în loc să țină o pisică sau un câine. Nu miroase frumos când vede o bătrânică că duce cu greu de la piață o plasă, zice, dar vă ajut eu, Doamnă. Dar cum să nu miroase frumos? Nu miroase fain când zice, mă, lucrez în Germania, am câștigat 10.000 de euro anul ăsta, 1.000 pentru Domnul. Dar ce frumos miroase. Voi sunteți o mireasmă a lui Hristos. Dar numai după ce te-ai întâlnit cu Hristos. Aveam vreo
un an de la căsătorie sau un an și ceva, 2011, dacă nu greșesc, 2011 spre final. Și am zis cuiva de o familie din Pâncota, am zis, mă, dacă treci prin Pâncota și ai ceva pe inimă, eu știu acolo o situație grea. O mamă cu 7 copii, soțul i-a murit, a rămas dezastru, sărăcie cruntă. Și omul ăsta a zis, mă, Cristi, eu nu trec prin Pâncota, dacă tu știi cazul, uite, aici niște bani, du-te tu la magazin și cumpără tu ce crezi că e necesar. M-am supărat așa un pic, am vrut să meargă el, că eu am mai fost și nu m-a plăcut că mirosea urât în casa aia. Condens, pământ pe jos, plouat în tavan, 10 ani de zile tata acelor 7 prunci a fost cu dializă, luni, miercuri și vineri. 50 de kilometri făcea 3 zile pe săptămână să facă dializă. De clar că nu a putut să lucreze. O sărăcie cruntă. Mă, dacă m-o dat acum, ce să fac? Am eu un plan. Am umplut 2 plase, zic, parchez mașina, o strâng pe sora mare ca să iasă afară și când ies, îi dau plasă și am plecat și nu mă mai deranjează mirosul. Am ajuns, am strigat, nu a ieșit nimeni. M-am dus în curte, era ușa deschisă, mă, zic, sigur e acasă. Am strigat cât am putut, nu a ieșit nimeni. Am zis, mă, nu pot să-l las în curte. Deci m-am bătut joc. Intru în bucătărie și probabil că e la bucătărie. Intru în bucătărie, deja vedeam pământul pe jos, noroi. Și când intru, mă uit în dreapta, o ușă și o cameră. O mamă, 7 copii pe pat, o mamă citea din Noul Testament. Nu a avut nici 50 de euro să-și ia o Biblie din asta cum avem noi. 200 de lei n-au avut pe vremea aia. Noul Testament și psalmi. Citea un psalm, copiii murdari pe genunți. Nu o să uit până mor imaginea asta. Nu știam ce să fac, să intru, să nu intru. Azi mai că intru. Că... Și am zis, soara mare, că dar nu m-ați auzit. O închis Biblia, s-a uitat la mine. Și o zis, te-am auzit, Rai de Cristi. Te-am auzit, da? Eu sunt audiență cu Dumnezeu, zice. Eu sunt părtășie cu El. Și dacă mă strigă președintele României, eu când vorbesc cu El, vorbesc cu El. Că o zis așa, zice, numai El m-a rămas. Toți au plecat. La mormântare, n-avea loc să arunci un ac. S-au dus toți. Eu trebuie să plec la castraveță în Germania și pruncii ăștia îs pe stradă cu alții care la 14 ani fac avort. Frate Cristi, așa e situația. Zice, îi vezi, zice? Când am rămas însăcinată, la fiecare dintre ei, în vis, m-a spus Dumnezeu ce nume să le pun. Și eu nu vreau să le pun numai nume frumoase, vreau să și cresc frumos, că mulți au nume din Biblie și vieți de interlopi. Ce să mă spun? N-am mai spus nimic, am rămas. Am lăsat plasele și am plecat. Când am pornit motorul de la mașină, am auzit o voce. Cristi, ai crezut că miroase a condens, așa? Ai crezut că în casa asta miroase a igrasie? Nici n-ai vrut să intri. Și au zis vocea aia, eu eram acolo deja când tu nu vrei să intri. Pentru că în casa asta miroase a cer. Am mers până la Arad, în Pâncota, aproape 50 de kilometri și am plâns. Și de ce? Că mi-era ciudă. Că eu am acasă gresie, faianță, parchet și niciodată nu mi-a spus vocea asta că în casa mea miroase a cer. Eu cumpăr din Kaufland, parfum din ăla scump, să pun pe mobilă, să miroase fain. Și nu mi-a zis că miroase a cer în casă. Și am plâns de nepocăința mea. Că pe mine mă deranjează noroiul de pe jos. Și pe Iisus nu. Dacă vă întrebați de unde a apărut asociația miros de cer și numele de aici a apărut. Domnul fie lăudat. Cum miroase în casa ta? Că El când a venit să ne aducă miros de cer. Să schimbe mirosul ăla de Marlboro, de Bergambir.
De minciună? De ce vreți voi? Apoi, știți cine m-a adus? Noi l-am primit cu săbii ascuțite. Dar el ne-a adus pace. Isaia 9:6. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Iubiții mei, ascultați-mă, vă spun asta sincer la toți. Dacă n-ar exista rai, eu tot pocăit aș fi. Numai pentru viața asta, dacă ar trebui să fiu pocăit, deoși zis Pavel că nu, n-ar trebui numai pentru asta să ne gândim, dar și numai pentru asta merită. Păi să crească 7 copii în pace, nu e o binecuvântare. Am un frizer la care mă tund de câteva luni în Arad, e de la casa copilului. Eu era să și mă speriu când mă tundea și m-a spus că e de la casa copilului. Și am zis, povestește-mă un pic istoria ta. Vă zic numai într-un minut. Și o zis, Domnule, zice, 3-4 ani când au venit și eu la poliția cu ăștia de la protecția copilului. Dar zic, dar de ce o luat? Citea ta cât o Biblia și maică ta s-a rugat? Nu, zice, tatăl meu a fost un alcoolic. Ne aducea bani acasă, umblam de sculți. Bă, așa mar de noi a fost. Mama? Și ea la fel. Și-o zis, într-o seară, ne-o lua pe tăspatru. Tăspatru frați de corp ne-o luat și ne-o dus. Nu mai zis el multe lucruri. Zic, dacă ai întâlnit cu... Te-a sunat aia câte ori dată, de când ai fost de la 4 ani până la 18 ani, un semestre de sărbători. Și-o zis, niciodată. Bun, dar mai câte te-a căutat, așa, mai... În veci, zice, în veci. Acum, zice, am căutat-o eu acum de când am ieșit de la casa copilului. Am mers și am căutat-o și au zis, Cristi, eu o iert, zice, o iert. Poate nu a putut mai mult. Dar auză, să ascultă-mă bine, zice. Eu ascult predici pe TikTok. Că nu vreau să am ea după care l-au avut părinții mei în casă. Așa m-am bucurat când m-am auzit. Cu alte cuvinte, eu zic omul ăsta, eu vreau o schimbare. Că am văzut pe pielea mea ce înseamnă să ai miros de graști, să ai sabie în casă, să ai întuneric, să merg cu plasa la școală. Am văzut, zice, eu nu vreau să repet istoria, zice. Eu aș vrea o altfel de viață. N-ai vrea și tu o altfel de viață? Acum tu poți să zici, bă, nu-l crei pe predicatorul ăsta, vreau să experimentez pe mine. Succes, numai să nu uiți că ceasul poți să-l dai înapoi, timpul, niciodată. O zis Ion 14:27, vă las pacea mea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Păi lumea face contract. Lumea ștampilează, că altfel nu merge, că nu te poți baza pe cuvânt, nu? O să te iubești, zice, semnează dacă mă iubești. Jură aici, că altfel nu te cred. Și jură și tău nu te iubește. E lumea. Dar Iisus nu dă o astfel de pace. Soția mea nu m-a făcut cadou pic cu cameră video când am plecat de acasă sau când plec de acasă. Că soția mea știe că dacă îl iubesc pe Iisus, n-am cum să mint pe ea. Că ceva nu bate. Știți? Dar știți câte familii în lumea asta n-au pace. Știți câte familii și de sărbătorile astea o să mânce tot pe la mese separate. Și își vor spune, te iubesc, că-i pruncul de față. Mi-a zis cineva, când pruncezi mare, am plecat de la asta, de la nemernicul ăsta. La noi, aia nu-i viață. Dar când vine Iisus în casa ta și îți dă pace, acolo El face un colț de rai. Doamne, lucrează în seara asta. Și în ultimul rând, noi l-am primit cu întuneric, El ne-a dus lumină. Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii. Păi nici nu poți să mănânci pe întuneric, nici nu te poți bucura. Nici nu poți să vezi ce haine ai pe întuneric. O venit El în viața noastră și-a prins lumina.
Și au zis aici Biblia, cine mă urmează pe mine, lasă-te rog, Ioan 8:12, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dar ascultați ce spune Matei 5:14, nu doar El e lumina. Și noi suntem lumina, voi sunteți lumina lumii. E frumos Cluj, m-am uitat un pic așa cât am reușit să intru, că nu știi pe unde să intri în Cluj, că tot e aglomerat. Dar ar fi venit la biserică, era fain. Acum 2 ani se băteau pentru clementine la noi la metro, pentru portocale. N-ați vrea astăzi să ne înghesuim pentru lumină. E gratis. Uite ce frumos, voi sunteți lumina lumii. 2 milioane de beculeți au montat și în București acum câțiva ani. Numai că în ianuarie, pe la început, le dau jos. Știți că nu pe casă avem nevoie de instalații, ci pe inimă. Adică dacă cineva se întâlnește cu mine sau cu tine sau cu tine, să zică mă duc după ăsta, că ăsta calcă pe urmele lui Iisus. Închei și apoi ne rugăm, spunându-vă că în primul război mondial au ajuns englezii cu nemții față în față. Și într-o noapte s-a întâmplat ceva ciudat, într-o seară. Un englez mai curajos a ieșit din tranșeu fără pușcă, fără grenadă, fără nimic. Imediat au pus la ochi nemții puștile. Că o zis, mă, sigur, e o cursă. N-ai cum să ieși din tranșeu nenarmat și mai și vine spre noi. Și ăsta o ridica mâinile sus, ca să arate că n-are nimica. Și în timp ce nemții îl luau la ochi, o strigat, îi ajunul, oameni buni. Îi ajunul. Măcar pentru seara asta facem o pauză. S-a uitat nemții unul la altul, pus și ei puștile jos, au ieșit și ei, au ieșit și englezii. O noapte întreagă au cântat Collins. Au mâncat din conservele unul altuia. S-au îmbrățișat, au stat lângă foc, au povestit. Și dimineața au zis generalii, înapoi în tranșee 10, au trecut Crăciun. Încărcați armele și ochiți. Și nu cumva să ratați. Ăsta e Crăciunul multora. Datorii pace pentru 2-3 zile, lumină cât îți permis cu Enelul și apoi gata. Domnul pastor, m-am spovedit, zice. Bun, eu am o întrebare. Te-ai și schimbat? Sau nu mai te-ai spovedit? Că dacă merg înapoi la Graj din la 1 ianuarie, apoi deja pe te-ai spălat. Dați-mi voie să închei cu o poezie. Sunt poezii care fac mai mult ca o predică. Și apoi ne rugăm. Poezia spune, și a fost Iisus copil. Fără leagă, fără slav. Și în ființa lui firavă au pătruns fior de ger. Și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii dat în cer. Și a fost Iisus sărac. Se uitau cu milă baci, cum i-ardeau pe față maci. Cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii cum plâng miei în zori plăpânzii, cu alor ochi înrourați. Și a fost Iisus flămând ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel ce îl pândeau pe afară lei și din culmile iudei și în pustiul arzător. Și a fost Iisus un miel ca să aibă în el toți miei, un pastor. Și a fost un rob Iisus. Sus,
slujind împărăția, jos la Iosef și Maria. Lumii întregi s-a dat răpus ca să avem și noi robia și înfierea lui Iisus. Tu o ai? Undeva până la 30 de ani încă lucra în tâmplărie la taică-s-o, la Iosif și la Maria. Era acasă cu părinții. Și într-o zi o mărs, o lua ciocanul, l-a pus în sertar, ferestrăul l-a găsat într-un cui și probabil că s-a speriat Iosif. Ce faci? Că mai avem, n-am terminat comanda. Mai avem ceva geamuri de făcut. Și cred că Iisus a zis, tate, n-am venit să fiu tâmplar. Am venit să fiu mântuitor. Era un obicei la evrei, când pleca de acasă unul din copii, mama îi dădea un cadou. De cele mai multe ori o haină. Și Maria i-a dat o cămașă. La cruce și aia am luat-o. O mărs și și-o ales 12 ucenici. O vindecat, o împărțit milă, o iubit. La un moment dat au ajuns să aibă așa mare biserică, 5.000 de oameni. Numai bărbați, copii. Și apoi, pas cu pas, oamenii au plecat. Când au intrat mai adânc și le-au spus niște lucruri, au plecat 70 odată. Eu, ca păstor, mă uitam și le spuneam, mă, nu plecați, mă, hai că să vă spun cum a fost. S-au uitat la 12 care au rămas și au zis, voi nu mereți. Și au zis, Petru, unde să mergem, Doamne? Că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. În seara cinei, după ce a ieșit Iuda afară ca să-l vândă, au rămas 11, apoi în Ghețimanul a rămas 3 și la cruce 1. Știți de ce? Că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Au murit și au făcut atac de cord. Așa spun doctorii, dacă citiți istoria. Așa mureau cel mai des, cei 30.000 de răstigniți pe an pe care îi băteau romanii în pironi. Tot ea păsa în călcâie să se libereze cu tăiatul ăla și că să poți respira. Și la un moment dat, inima cedează. O inimă care a bătut pentru noi. Că nu a murit pentru păcatele lui, a murit pentru ale tale. L-a băgat într-un mormânt, l-a sigilat. Dar știți care e frumos? Că nu este niciun sigiliu care să poată ține viața în mormânt. Moartea o mai ție, dar viața n-ai cum să o ții. O zis Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. O înviat și acum stă. Apropo, după înviere, nu mărți la Pilat să zică, bă, cine o câștiga, mă? Nici la preoți. O mărți la ei lui. Iisus nu a făcut în înviere un meci de ping-pong. O mărți la ei lui. Și apoi s-a înălțat. Și ne-a promis că ne pregătește un loc. Cea mai scumpă nuntă din istorie e nunta lui Charles și a prințesei Diana. Așa spun statisticile. Știți de ce spun statisticile așa? Că cea mai scumpă încă nu a venit. Dar vine. Și spunea o cântare, când va începe nunta noastră, în dimineața fără nori, întreaga întindere albastră va fi lumină și splendori. Că acolo e intrarea noi, cu bani și cu euro, e cu sângele lui. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare. O zis fratele Caleb, Cristi, am cel puțin 40 de Biblie afară, care vreau să le dau, dacă sunt aici oameni care n-au o Biblie. Eu vreau să vă spun că înainte să luați o Biblie, e nevoie să te uiți la viața ta și la inima ta. Și o să vă rog în aceste momente să închidem toți ochii. Vreau să facem cu toți o rugăciune, dar la final vreau să mă rog și eu. Și nu zic dacă sunt, că sigur sunt aici persoane care au nevoie de o viață nouă. Cineva te-a dus pentru seara asta să ai sărbători diferite. Să ai un cadou mai mare decât poate face oricine. O zis Pavel, darul lui nespus de mare.
Poate ai nevoie de lumină în viața ta, poate ai nevoie de pace, poate ai nevoie de mântuire, ai nevoie de iertare. Poate ai ajuns în situații în care îți dai seama că fără Dumnezeu fericirea nu există. Și e normal, dacă ai ajuns la concluzia asta, e o concluzie normală. Nu există viață fără El, nu există cer fără El, nu există bucurie fără El, nu există fericire fără El. Dacă te simți păcătos, e primul pas spre mântuire. Într-o Românie în care cei mai mulți spun că ăla e păcătos, aia e păcătoasă, dacă în seara asta spui eu sunt păcătos, ești pe drumul cel bun. Pentru cine a venit Iisus? Dacă spui că miroși urât și că ai un trecut murdar, ești primul candidat pe listă. Și Biblia spune că cerul se bucură pentru un singur om care se întoarce. Eu o să țin ochii deschiși, voi țineți tot ochii închiși, aplecăm capetele. Și vreau să te întreb dacă este cineva aici care are nevoie de Iisus din seara asta și vrea să înceapă o viață cu Iisus și vrea să meargă acasă cu Iisus și are nevoie de mântuire, de iertare și încă nu a experimentat acest moment și vrea să mă rog pentru el la final. Mă uit la balcon mai întâi, dacă este cineva, fă un semn cu mână. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă întărească, Domnul să vă binecuvinteze. Mă uit și în sală, dacă este cineva care are nevoie de mântuire, de iertare, de Iisus, Domnul să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Mai întreb o singură dată, dacă mai este vreo mână care nu s-a ridicat, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă scrie și numele tău în cartea vieții. Vreau să facem o rugăciune cu toți, iubiții mei. În această seară aici e prezent Domnul Iisus. Poți să pleci acasă schimbat. Ceri iertare. Ceri mântuire. Crede în jertfa Lui și spune, Doamne, nu vreau doar iertare, vreau și transformare și apoi vreau să mă folosești pentru împărăția Ta și să fiu și eu o lumină. Amin. Ne rugăm cu toții.